Piețele financiare și de capital din întreaga lume au ajuns în cădere liberă după ce SUA a publicat vineri un raport care a rezumat pentru luna iulie o încetinire a creșterii numărului de locuri de muncă în rândul angajaților americani. Datele au stârnit îngrijorări cu privire la starea economiei americane, investitorii temându-se că SUA s-ar putea îndrepta spre recesiune. Cea mai mare prăbușire a înregistrat-o luni Japonia, unde principalul indice bursier Nikkei a scăzut cu aproximativ 13%. Aceasta este considerată cea mai mare scădere pentru Țara Soarelui Răsare de la marea criză economică din 1987. Scăderea indicilor japonezi se datorează inclusiv și deciziei Băncii Naționale a Japoniei de a majora rata dobânzii de la 0,1% la 0,25%, fapt care a dus la o creștere bruscă a valutei naționale. Efectele raportului publicat de autoritățile din SUA s-au resimțit și pe piața criptomonedelor. Valoarea Bitcoinului a scăzut cu 18% sau până la 50.000 de dolari, aceasta fiind cea mai puternică cădere din 2021 încoace. Experții mai leagă căderile pe piețele financiare și de capital din lume de frica privind izbucnirea unui război de amploare în Orientul Mijlociu, după ce Iranul a promis să lovească Israelul. Pe fondul declinului general de pe piețele bursiere, sute din cei mai bogați 500 de oameni din lume, inclusiv Mark Zuckerberg și Elon Musk, au pierdut în total 134 miliarde de dolari. Cel mai afectat a fost însă al doilea cel mai bogat om de pe pământ, Jeff Bezos, averea căruia s-a redus cu 15 miliarde de dolari într-o singură zi. La bursa de la New York, acțiunile companiei sale Amazon au scăzut cu aproape 9%. Astfel, averea netă a lui Jeff Bezos s-a redus la 191,5 miliarde de dolari.